Bună ziua, stimați participanți! Mulțumim frumos pentru că v-ați alăturat sesiunii de instruire cu tematica principalele modificări operate în legislația fiscală pentru anul 2024, TVA și accize. Numele meu este Petrache Gabriela și împreună cu colega mea, Maria Armașu, inspector principal în cadrul Direcției de Servire Fiscală Botanica, vom petrece sesiunea de astăzi. În acest sens, vom vorbi despre cotele taxei pe valoare adăugată. Suplimentar, vom discuta despre prevederile aferente scutirilor de TVA fără și cu drept de deducere. Vom discuta la fel despre modificări în termenul întocmirii registrelor de evidență a livrărilor de mărfuri și a procurărilor. La fel, vom discuta despre subiecții impunerii cu accize și cotele acestora și modificări aferente marcării cu timbrele de accize. În acest sens, baza legislativă la domeniul respectiv constituie legea numărul 212 din 20 iulie 2023, legea 356 din 29 decembrie 2022, legea 325 din 9 decembrie 2023, care a intrat în vigoare în 22 noiembrie 2023, precum și legea 428 din 28 decembrie 2023. Ține de cotele taxei pe valoare adăugată, au fost operate următoarele modificări. A fost modificată cota TVA pentru Horeca de la 12% la 8%. Această prevedere a intrat în vigoare începând cu 10 august 2023. La fel, a mai fost introdusă modificarea ce ține de cota redusă de taxă pe valoare adăugată la unele mărfuri importate și sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova de la pozițiile tarifare care sunt expuse la ecran, și anume tampoane igienice și tampoane interne pentru femei și cupe menstruale. Aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025. O altă modificare ține de completarea articolului 99 alineatul 4 din codul fiscal, ce anume baza impozabilă cu taxa pe valoare adăugată. În acest sens, ținem să menționăm că mărfurile, serviciile livrate subiectul impozabil pentru desfășurarea activității sale de întreprinzător, care ulterior au fost transmise fără plată altor persoane, se consideră livrare impozabilă efectuată de către acest subiect. Valoarea impozabilă a livrării menționate constituie valoarea achitată de către subiect pentru o livrare destinată desfășurării activității sale de întreprinzător, iar pentru mărfurile, serviciile de producție constituie costul de producție. La fel a fost completat articolul 102 alineatul 12 din codul fiscal. În acest sens au fost operate modificări ce țin de: în cazul în care factura fiscală pentru serviciile, precum și energia termică, electrică, gaz natural, servicii publice de telefonie mobilă și fixă, servicii comunale, produse petroliere, precum și livrările de mărfuri menționate la articolul 16, alineatul 13 și alineatul 15, este eliberată de către furnizor până la data de 10, inclusiv a lunii următoare, celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă. Iar subiectul impozabil, cumpărător, are dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe mărfurile și serviciile menționate, în luna în care a avut loc livrarea respectivă. Ce ține de mărfurile menționate la articolul 17, aliniatul 13 și aliniatul 15, le vedem mai jos, ele vizează că în cazul emiterii facturii fiscale electronice, și anume e-factura, în baza avizelor de însoțire a mărfurilor, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare, celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele respective. Iar la articolul 17, alineatul 15, este prevăzut că livrarea mărfurilor pentru care achitarea s-a efectuat cu cardul de plată de afaceri, cu emiterea obligatorie a e-facturii,
Furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare, cele în care a avut loc livrarea documentată. Iată, aceste modificări au avut loc la articolul 112, 102, alineatul 12 din codul fiscal. La fel, au fost operate modificări și la articolul 102, alineatul 10, care a fost completat cu litera D, cu următorul cuprins. Dreptul la deducere TVA aferent procurărilor în baza bonurilor fiscale emise de echipamente de casă și control conectate la SIAMEV, pentru procurările a căror valoare pe fiecare bon nu depășește 2000 de lei, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 10.000 de lei pentru o perioadă fiscală, cu condiția achitării acestora prin intermediul cardului de plată de afaceri. Această prevedere a intrat în vigoare începând cu 22 noiembrie 2023. Ține de articolul 103, au fost operate modificări la punctul 18, care are următorul conținut. Sunt scutite de TVA fără drept de deducere energie electrică importată și livrată către operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice și energie electrică importată de operatorul rețelei de transport și de sistem, de operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice, importul energiei electrice de echilibrare, cu excepția serviciilor de transport și distribuția energiei electrice. Această prevedere a intrat în vigoare începând cu 10 august 2023. Articolul 103.30 are următorul conținut. Sunt scutite de TVA, fără drept de deducere, lucrările de construcție și montaj al centralelor ce produc energie electrică din surse regenerabile de energie. Anterior era denumirea de parcuri eoliene și ale parcurilor fotovoltaice. Adică anterior, date din 1 ianuarie 2024, era așa. Acum au fost operate careva modificări ce ține de noțiuni. Articolul 103, alineatul 2, a fost completat cu litera B' și anume: se scutesc de TVA fără drept de deducere mărfurile autohtone anterior exportate cu utilizarea serviciilor poștale și reintroduse în termen de 3 luni de la data exportului, cu condiția că să fie în aceeași stare. Dacă la realizarea exportului suma TVA pentru marfa respectivă a fost restituită, contribuabilul este obligat să calculeze și să declare suma TVA pentru luna în care a avut loc reintroducerea mărfii, adică condiția că termenul nu trebuie să depășească 3 luni. Această prevedere a intrat în vigoare la 22 noiembrie 2023. La fel, a fost completat articolul 108, 104, litera F, cu acordarea scutirii de TVA cu drept de deducere la mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții diferitor zone economice libere ale Republicii Moldova, unul altuia, cu excepția serviciilor de transport și a energiei electrice de echilibrare livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum și cele livrate de către rezidenții zonelor economice libere, unul altuia. Această normă a intrat în vigoare începând cu 10 august 2023. Au fost operate modificări ce țin de articolul 113 din codul fiscal, anume anularea înregistrării ca plătitor TVA. În acest sens, în cazul suspendării activității subiectului impozabil, în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează. Iar în cazul în care au fost efectuate livrări în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.
Au fost expus textul, perioada de suspendare activității nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alineatul 2, litera A. La fel, au fost operate modificări și la articolul 117, alineatul 3 din codul fiscal. Și anume, pentru vânzarea cu amănuntul și prestările de servicii în locurile special amenajate și în cadrul comerțului electronic cu plată numerar și sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie, cu anumite excepții, când este solicitată de cumpărător, dar cu condiția că trebuie să fie eliberată nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea. În acest sens, urmează să fie respectate următoarele condiții. Și avem două condiții care sunt specificate la articolul 117, alineatul 3 din codul fiscal. Unu, că subiectul impozabil ține evidența sumei primite și achitate în numerar și sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial și de prestări servicii cu utilizarea echipamentelor de casă și control, prin intermediul serviciilor băncii, ale întreprinderii Stat Poșta Moldovei, prin intermediul altor prestatori de servicii de plată. Înregistrarea prin ECC se efectuează în momentul primirii sumei numerar și sau achitării sumei cu instrument de plată fără numerar, cu excepția sumelor achitate cu instrument de plată fără numerar în cadrul comerțului electronic. Și a doua condiție ține de faptul că la sfârșitul fiecare zile de lucru, în documentația de evidență este înscrisă suma totală a TVA pe livrările efectuate, iar în documentul de evidență a valorilor materiale procurate se introduc datele din facturile fiscale care au fost achitate în numerar și sau prin intermediul altor instrumente de plată, fără numerar. Această normă a intrat în vigoare începând cu 22 noiembrie 2023. La fel, a fost completat articolul 117 plin cu alineatul 15, care are următorul conținut. La efectuarea livrărilor de mărfuri achitate prin intermediul cardului de plată de afaceri, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare, cele în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă. Articolul 117 prim a fost completat alineatul 4 cu următorul conținut. La livrările de producție agricolă și de mărfuri, servicii către proprietarii de teren agricol, în contul plății pentru arenda pământului, factura fiscală se eliberează de arendaș în ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea, la valoarea totală a livrării, cu anexarea informației despre beneficiari, ce conține indicatorii specificați în factura fiscală și semnătura olografă a beneficiarilor în cazul unui document emis pe suport de hârtie sau semnătura electronică calificată în cazul unui document electronic. Această normă a intrat în vigoare începând cu 22 noiembrie 2023. La articolul 118 din codul fiscal au fost operate următoarele modificări, și anume că fiecare subiect impozabil este obligat să țină evidența întregului volum de mărfuri și servicii livrate, a valorilor materiale, a serviciilor procurate. În comerțul cu amănuntul, în sfera prestării serviciilor, subiecții impozabili sunt obligați să țină zilnic evidența tuturor livrărilor efectuate, serviciilor prestate, achitate în numerar. Registrele de evidență a procurărilor și livrării de mărfuri, serviciile trebuie întocmite nu mai târziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale privind TVA. Până în prezent era în termen de o lună de la. Și a fost abrogat articolul 118 secund, alineatul 1, 2 și 3 referitor la formularele de facturi fiscale. Rămân în vigoare doar prevederile ce țin de seria și diapazonul și sau e-factura. Totodată au fost operate și
modificări la regimul de impozitare pentru energie electrică de echilibrare din sau în Transnistria, la legea pentru punerea în aplicare a titlului 3 din codul fiscal. Această normă a intrat în vigoare la 10 august 2023 și anume că se scutează TVA fără drept de deducere livrările de energie electrică achiziționată și furnizată operatorului rețelei de transport și de sistem, operatorilor rețelelor de distribuție și furnizorilor energiei electrice sau achiziționată de operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorii rețelelor de distribuție și furnizorii energiei electrice, precum și livrările de energie electrică, de energie electrică de echilibrare, ceea ce a fost introdus termenul nou în legislație, și de gaze naturale, de servicii de telecomunicații, aprovizionare cu apă, canalizare, achiziționate și utilizate în scop de consum, fără comercializare ulterioară, efectuate de către persoane juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei fiscal. Se supune TVA conform articolul 96 litera din codul fiscal, livrarea energiei electrice de echilibrare, cu excepție cele livrate agenților economici care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Se scutește TVA cu drept de deducere, energie electrică de echilibrare livrată agenților economici care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Cam acestea au fost principalele modificări ce țin de taxa pe valoare adăugată. În continuare, colega mea, doamna Maria Armașu, va relata principalele modificări ce țin de accize. Bună ziua! O primă modificare ce ține de articolul 120 litera C, subiecția impunerii cu accize se califică persoanele juridice sau fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și utilizează alcoolul etilic denaturat de la pozițiile tarifare 22.07.10.30 și 22.089.09.10 în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 124, aliniatul 15 sau 16. Articolul 124, aliniatele 15 și 16, stabilește scutire de accize pentru alcool etilic denaturat de la pozițiile tarifare 07.10.30 și 22.08.90.910, destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de guvern. Pentru alcoolul etilic denaturat de la poziția tarifară 22.07.10.30, utilizat la fabricarea produselor cosmetice în limita volumului stabilit de Ministerul de Ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate a industriei de parfumerie și cosmetică pentru anul respectiv. Subiecții prevăzuți la articolul 120, litera C, sunt obligați să prezinte declarația privind achitarea accizelor și să achite accizele până la data de 25 a lunii care succede, lunii în care au utilizat alcoolul etilic denaturat de la pozițiile tarifare 22.07.10.30 și 22.08.90.910 în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 124, alineatul 15 sau 16. Forma declarației și modul de completare a acesteia se stabilește de către Ministerul Finanțelor. Totodată, în contextul modificărilor, cartușele pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, flacoanele de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, produsele de tutun și produsele din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403, 999, 20 și 2404, comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova, ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum și mărfurile procurate de la agenții economici rezidenți aflați pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile de marcare obligatorie cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova până la momentul expedierii acestora din antrepozitul fiscal,
Anul fabricării produselor din tutun și a celor conexe indicată pe ambalajul unitar a produselor trebuie să corespundă cu anul emiterii timbrului de acces. Modul de Termenele de procurare, utilizare și de circulație a timbrelor de acciză se stabilesc de guvern. Cartușele pentru țigaretele electronice care conțin lichid de nicotină, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, flacoanele de umplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun și produsele din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 04, 03, 3 de 9, 2 de 0 și 2404 marcate cu timbre de acciză pot fi comercializate consumatorilor finali numai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor. Stocul timbrelor de accize destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartușelor pentru sigarete electronice care conțin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice de unică folosință, al flacoanelor de umplere destinate cartușelor și țigaretelor electronice, de la poziția tarifară 2404, al produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat, de la poziția tarifară 2403, 3 de 9, 2 de 0 și 2404, care nu au fost utilizate, aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor. Modul de procurare, utilizare, aplicare a timbrelor de acciz este utilizat prin hotărârea Guvernului numărul 1427 din 18 decembrie 2007. Prin derogare de la prevederile articolului 123, alineatul 5 prim din Codul Fiscal numărul 1163 din 1997 și de prevederile articolului 24, alineatul 1 prim din legea numărul 278-2007 privind controlul tutunului, se permite până la 1 iulie 2024 importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de umplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat, de la pozițiile tarifare 2403, 99900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză de consum emis până la 1 ianuarie 2024. Produsele din tutun și cele conexe prevăzute la alineatul 1 prim, precum și cele importate și sau produse până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi comercializate până la data de 31 decembrie 2021. Modificarea termenului de inventariere în termen de 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizei. Anterior era de 45 de zile, în vigoare începând din 1 ianuarie 2023. Suma accizului calculat la stocul de mărfuri supuse accizului, conform prezentului articol, este deductibilă și se raportează la cheltuielile perioadei, iar în cazul utilizării acestora în calitate de materie primă la fabricarea, prelucrarea altor mărfuri supuse accizului, se trece la cont în conformitate cu articolul 125. Obligația inventarierii și pentru rezervele din tutun, pentru dispozitivi de încălzire a tutunului, poziția tarifară 2404, pentru cartușe și rezerve pentru sigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință, flacoane de reumplire care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice. Obligația efectuării inventarierii se refrânge asupra subiecțiilor care importă, produc, comercializează cu ridicata mărfuri supuse accizilor, indiferent de faptul dacă aceștia sunt sau nu înregistrați în calitate de subiecte a impunerii cu accize. Producătorii de mărfuri urmează să inventarieze mărfurile supuse accizului de fabricație proprie, care au fost scoase din antrepozitul fiscal și pentru care au fost calculate și achitate accizele la cota anterioară modificării și care se află în stocul subiectului în afara antrepozitului său fiscal. Aflate în stoc pentru care a fost calculată și sau achitată acciza la cota în vigoare până la modificare. Subiecții care au activitate de comerț cu ridicata, dar efectuează și vânzări cu amănuntul a mărfurilor supuse accizilor, se inventariază stocul disponibil la unități comerciale de tip C, stabilite în anexa numărul 5 din legea cu privire la comerțul interior, numărul 231 din 2010.
Ordinul Ministerul Finanțelor numărul 58/2015 cu privire la aprobarea declarației de azi 15. Modul de completare a declarației TBDAS 15 a fost modificat prin conform Ordinul Ministerului Finanțelor, în parte ce ține de reflectarea bazei impozabile cu accize în declarații precum urmează. Litri pentru cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință, poziția tarifară 22.044, flacoane de reumplere care conțin nicotină destinate cartușilor și țigaretelor electronice, poziția tarifară 24.04.12.30, în mii bucăți pentru rezervă din tutun, pentru dispozitive de încălzire a tutunului, poziția tarifară 24.04. Ca rezultat al modificărilor operate în codul fiscal prin legea numărul 356-2022, a fost introdus un articol nou, 123.3, în vigoare începând cu 1.04.2023. Acest articol stabilește modalitatea de calculare a prețului de referință al țigaretelor și al țigaretelor de foi, gigarilos. Vânzarea cu amănuntul de către orice persoană a țigaretelor și a țigărilor de foi gigarilos la preț mai mic de cel de referință este interzisă. Prețul de referință per pachet reprezintă valoarea rezultată prin aplicarea mulțirea cotei accize minime pentru anul de referință la volumul în expresie naturală, cu coeficientul de 1,46 mulțim la numărul de țigarete în pachet și împărțit la 1000. Începând cu luna aprilie 2023, la fiecare modificare a cotei minime a accizelor pentru astfel de produse, prețul de referință urmează a fi ajustat, reieșind din cota minimă a accizelor pentru produsele din tutun în vigoare pentru fiecare an, începând cu data completării codului fiscal. Prețul de referință minim pentru un pachet de conține 20 de țigarete constituie prețul perioada 1 aprilie 31 decembrie 2023, 35 de lei, pentru anul 2024, 38,35 lei. Conform articolul 262 prim, alineatul 3, în cazul înregistrării prețului maxim de vânzare a țigaretelor la o valoare mai mică decât prețul de referință, comercializarea lor la un preț mai mic decât prețul de referință, se aplică sancțiunea sub formă de amendă în mărime de la 30 la 50% din valoarea țigaretelor și sau a țigărilor de foi gigarilos aflate în stoc la momentul controlului pornind de la prețul de referință. La capitolul cotelor accizilor se prevede modificare anexei numărul 1 la titlul 4 din codul fiscal prin stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2024 și 2026 pot fi vizualizate aici. La capitolul cotele accizelor se prevede modificarea anexei numărul 1 la titlul 4 din codul fiscal prin stabilirea cotelor accizelor pentru mărfuri de o perioadă de 3 ani. Astfel, cota accizei la țigaretele cu filtru în 2024 se vede o mărime de 983,12 lei, cu 13% mai mult, dar nu mai puțin de 1.318 lei pentru 1.000 de bucăți. În prezent, cota accizei constituie 893,75 lei, adică cu 13%, dar nu mai puțin de 1.198,75 lei. Pentru 2025 se prevede o cotă de 1.081,43 de lei, cu 13%, dar nu mai puțin de 1.450,48 de lei și respectiv 1.189,57 lei, cu 13% mai mult, dar nu mai puțin de 1.595,53 de lei pentru anul 2026. Merită de menționat faptul că accizele la bere, vermut și alcool etilic se vor menține la nivelul actual. În timp ce acciza la cidru în anii 2024-2025 se va micșora de la 3,36 lei, valoarea actuală la 1,80 lei. Toate acestea, în anul 2026 se va înregistra o ușoară majorare a cotei accizei. Vă mulțumim pentru atenție!